să trăiți, primarul comunului, să trăiți. Să trăiți. Da. Vi se pare că arată cum trebuie această investiție? Din punctul meu de vedere, nu știu. A fost recepție finală făcută și atât. Cum adică din punctul meu de vedere, nu știu? Comuna Pielești, județul Dolj. O localitate care se învecinează cu municipiul Craiova, unul dintre cele mai mari orașe din România. Aici, o investiție de 1 milion de euro într-un sistem de canalizare ar fi trebuit să ridice comuna la un nivel de civilizație demn de o zonă metropolitană. Dar n-a fost să fie. Nu merge conducta. Aha. Cred că nu a făcut-o ca lumea. Ca să zică că au făcut-o. Încolo, banii s-a dus, s-a luat, s-a făcut și lumea plătește. Au dat banii degeaba. Finanțată din fonduri europene, investiția a adus discordie încă din faza executării lucrărilor. Pe grupul de Facebook al comunei, sătenii reclamau calitatea îndoielnică a lucrării. Eu duce cum. Au mai format și asfaltul. Finalizată în 2021, rețeaua de canalizare a fost plătită și recepționată de primărie, dar n-a fost pusă oficial în funcțiune nici până astăzi, din cauza unor probleme cu echipamentele de pompare. Erau niște bețivani, lucrau niște bețivani. Ei cereau ca să bea și țăvile le-au vândut. Mă întrebau și pe mine că dacă am să le dau vândut. Mă, n-am ce bea eu, dar să mă vădau și eu. Așa le-am zis. Erau niște noroși ce să mai la dea la val. Primăria nu s-a grăbit să remedieze situația și pare să fie acceptat tacit faptul că o parte dintre localnici s-au branșat la rețea pe cont propriu. Rezultatul acestui compromis a ieșit repede la suprafață. Nu miroase tot timpul, dar miroase. Cum să nu miroase? Dar mă mir, cum spus eu, cum o stau oamenii aici. Păi ce să fac? Dacă ne-a pus magazia la poartă, magazia de rahat au pus-o aceea. Așa zisele magazii pe care oamenii le privesc cu repulsie sunt de fapt cămine de inspecție care ar trebui să servească la întreținere și să nu provoace niciun disconfort cetățenilor. La Pielești însă provoacă un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor. Apele uzate menajere cu miros infect se deversează pe terenul unei persoane private. Este risc de îmbolnăvire. Este un risc bacteriologic și nu e ok ce se întâmplă. Dana Edita este administrator la firma Apă Canal Pielești SRL, o societate aflată în subordinea primăriei și înființată tocmai pentru a prelua și administra noile investiții de apă din localitate. Ea refuză însă să preia noua rețea de canalizare, întrucât aceasta ar necesita deja reparații majore pentru a fi pusă oficial în funcțiune. În momentul de față, Apă Canal nu are financiar vorbind, posibilitate să repar acest sistem și nici nu văd de ce ar trebui să repar ceva în condiții în care lucrarea este nefolosită, este în garanție, este nouă, da, practic. Adică, într-un sistem din ăsta n-ar trebui să pui mâna pe nimic o perioadă bună de timp. S-au luat banii și lucrarea s-a văzut în bătaie de joc. În momentul recepționării, investiția a fost teoretic verificată de instituții precum Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, Inspectoratul de Stat în Construcții și Primăria din localitate. În urmă, trebuie să pornești. E greu de înțeles cum nimeni n-a observat o serie de nereguli ușor de depistat chiar și de către un nespecialist. Am reușit să scoatem în cele din urmă o astfel de pompă. Celelalte sunt fie stricate, fie îngropate în omol și, conform proiectului, această pompă ar fi trebuit să aibă 1,8 kW putere, iar în realitate, uitați cât are, 0,9, adică e de două ori mai slabă decât ar fi trebuit să fie. Nici nu e de mirare că sistemul e praf și pulbere deja. Potrivit documentelor ajunse în posesia noastră, specialiștii care au proiectat canalizarea au cerut echipamente cu specificații clare. De exemplu, stația de epurare avea în documentele proiectului o capacitate pentru un debit mediu de 120 de metri cubi pe zi. Din actele ajunse în posesia noastră, reiese că la fața locului a fost montată o instalație mai ieftină, având o capacitate pentru un debit mediu cu 20% mai mic. Și în cazul stațiilor de pompare s-a trecut peste cerințele proiectanților, cumpărându-se pompe mai mici. Toate pompele din toate spaurile sunt subdimensionate. Și dacă au puterea mai mică, ce se întâmplă? Nu are putere să împingă. Satul ăsta până la stație urcă, deci urcă. Este către deal. Și ele trebuie să aibă o putere, trebuie să-și facă treaba, e normal. Toată apa amenajeră de aici trebuie să ajungă în spaul numărul 4. Pompele nu sunt doar subdimensionate, sunt și montate greșit, multe dintre ele fiind inaccesibile pentru viitoare lucrări de mentenanță.
Eu cred că ei decât le-au pus țevile, le-au montat, au băgat pompele și la revedere. Nici nu i-a interesat probabil dacă trebuie să le scoatem, nu trebuie să le scoatem. Trebuia să figureze căminul aici, să fie, să-l și vadă... Pentru poze. Da, pentru poze, exact. Eu niciun caz nu cred că a fost făcut în favoarea locuitorilor satului Câmpeni. Eu cred că a fost făcut doar pentru ca o firmă să mai aibă o lucrare, să mai ia niște bani și aia e. Firma care a executat lucrarea se numește Bugaru Trans-RL și este o societate comercială care are lucrări de canalizare de zeci de milioane de lei în toată zona Olteniei. Am luat legătura cu reprezentanții firmei care ne-au spus că la Pielești totul a fost făcut așa cum trebuie. Este o lucrare pe fonduri, noi am executat-o conform proiectului și echipamentele respective respectă fișele tehnice care s-au cerut de proiectant. Noi vrem ca imaginea noastră să nu fie într-o ipostază murdară pentru că nu are de ce. Vă spun clar că totul respectă conform fișelor care sunt în proiect. Nu s-a subdimensionat absolut nimica, nu este punctul meu de vedere, este realitatea și ce este pe teren, ce s-a pus în operă, ce s-a decontat și ce s-a respectat absolut tot ce a fost în proiect. Am înțeles. Ne-a respectat absolut tot. Aceeași firmă a mai făcut un sistem de canalizare tot în comuna Pielești în urmă cu 2 ani și acesta este parțial defect. Căminul este făcut din plastic, fundul căminului s-a bombat, țevile s-au îndepărtat, pompele nu mai stau cum ar trebui, iar în acest moment cele două pompe care se regăsesc în cămin sunt stricate. De un an de zile nu s-a schimbat nimic. Au intervenit cei de la firma Bugaru după lungi insistențe, mi-au trimis o vidanjă care... Vidanje e mult spus, da? A tras, nu știu dacă a tras un metru cub de apă menajeră și s-a stricat. A făcut o lucrare care eu consider că nu, mai bine nu o mai făceau decât să o facă. Deci s-a șurupat cu totul și e șurita mai gaură. Nu pot să-mi dau cu seama cum au putut să lucreze în așa fel. Mă, dacă tot n-au făcut-o bine, nu mai lucrau, mă gândesc, nu știu. Părerea mea este că v-am dat peste ochi așa, hai repede să facem și cam atât. Da, mi s-a spus de către un angajat al primăriei să nu mai cotrobăi, să nu mai scotocesc. Cu cât scotocesc mai mult, cu atât se va duce dracu și primărie, și populație, și comună, și tot. Ceea ce mă face să cred că e ceva putred la mijloc, adică nu poți să... Eu am simțit o amenințare din aceste cuvinte, da? Adică să mă opresc. Dragi locuitori ai comunei Pielești, mă numesc Chirimescu Ion Linirel, am 39 de ani, sunt născut și crescut în comuna Pielești. De-a lungul timpului, prin prisma meseriei, mergând zi de zi printre oameni din comună, am identificat problemele cu care se confruntă Pieleștiul. Pieleștiul are nevoie de oameni serioși și capabili care să rezolve problemele legate de apa potabilă, sistemul de canalizare, drumuri și șanțuri comunale. Irinel Irimescu, primar PMP aflat la primul mandat, este cel care a autorizat ultimele plăți la canalizarea începută de fosta administrație. Avem investiții în derulare. Mai avem de dat la canalizare suma de 323.000 lei. Pare împovărat de gestionarea unor proiecte de infrastructură de milioane de euro. Să trăiți, primarul comunei, să trăiți. Da. Ce se întâmplă cu rețeaua asta de canalizare? Ce se întâmplă? Rețeaua de canalizare a fost făcută pe AFIR, da? Toate documentele le-am la primărie, vă stau la dispoziție, dar am scris. Cum am scris? Adică îmi faceți adresă și eu vă pun actele la dispoziție. Am înțeles. Da. Dar vreau să ne spuneți de ce arată cum arată această rețea de canalizare. Sau, mă rog, cum credeți? Cum vi se pare? În momentul ăsta nu pot să vă spun nimic, mergem la primărie și vă arată recepția finală și tot ce s-a făcut. Vi se pare că arată cum trebuie această investiție? Din punctul meu de vedere, nu știu. A fost recepție finală făcută și atât. Cum adică din punctul meu de vedere, nu știu? Păi avem recepție finală la asupra recepției, asupra lucrării și este la... o avem la primărie. De ce la fața locului sunt pompe care sunt de două ori mai slabe decât cele din proiect? Merge și vedeți proiectul, de asta am zis să mergem la primărie. Irinel, aceeași chestie, e o întrebare capcană. Da, pe întrebare, că asta zic... informat greșit. Păi normal, asta zic, mergeți la primărie și vă pun actele la dispoziție. Merge pe altceva. În momentul de față de asta. Vă stau la dispoziție cu actele la primărie. Ok, perfect. Referitor la pompe, la tot. Da, mergem la primărie. Vă stau la dispoziție cu actele la primărie, nu le am la mine.
Așa că mergem la primărie să vedem documentele. Era bine să fiu și eu anunțat în momentul când ați venit. Încă lucrarea e a UAT-ului, nu e preluată. Aduceți documentele? Păi nu, faceți în adresă. Nu fac cu adresă și le aduceți acum? Păi nu știu, asta întrebăm la jurist. Păi nu v-ați zis acolo la stație? Păi a zis, da, de punct de vedere jurist. Să-mi spună juristicul, da? Da. Imediat. Dumneavoastră faceți o solicitare și eu vă pun actele la dispoziție. Ok, bine, promiteți. Poftim? Promiteți. Păi tu cum să nu, solicitarea ajunge la mapă, mai departe se duce la compartimentul respectiv. Și primiți răspunsul. Ok. Ca să fie transparență. Dați o foaie de hârtie să vă fac o solicitare? Și chiar vă dăm număr de înregistrare, că mi se pare totul transparent. Am scris solicitarea pe loc, dar în ciuda mult clamatei transparențe, documentele pe care le-am cerut nu ne-au mai fost date. Atmosfera din biroul primarului a devenit tot mai aprinsă. Unde aveți dumneavoastră acele documente? Pe care nu sunt pompele acelea? Păi am văzut proiectul. L-ați văzut dumneavoastră? Da, și am scos de și de unde? Și am scos, păi, de unde? Păi nu, dumneavoastră nu e pe sus aici. Aici lucrăm, nu e pe sus. Păi cu ce pe sus să vin dumneavoastră? Am văzut dumneavoastră faceți așa, da? Acesta este Cristian Gherasim, consilier local din partea USR. În ciuda evidențelor, susține că proiectul noii canalizări a fost realizat ca la carte și s-a aliat cu primarul pentru a o demite pe Dana Edita de la conducerea societății Apă Canal. Principalul motiv este că aceasta reclamă peste tot neregulile grave din proiectul de canalizare. Ascultați-mă, doamna de la SC Apă Canal este în subordinea Consiliului Local. Are voie să facă ce vrea, cum vrea și când vrea? Și dacă totul e în regulă, care e problema că a făcut reclamă? Păi nu e vorba de a doua ajuta, nu e mai repede. Vrea niște înscrisuri, poftim iale. Dana Edita a reclamat neregulile constatate cu privire la canalizare chiar la instituția care a finanțat proiectul, AFIR. A fost picătura care a umplut paharul. Dar vreți să o dați afară pe doamna administrator? Da. De ce? De ce? Să la AFIR. Ce a făcut acolo? Reclamație. Și nu e normal. Sincer, vi s-a părut normal? Lucrurile nu se spală în familie, să zic, aici. Că suntem aici, nu? Însă pentru a o demite, primarul avea nevoie de majoritate la votul din Consiliul Local, adică de cel puțin 7 consilieri care să voteze pentru concediere. În primărie se știa deja că majoritatea este asigurată în favoarea primarului și împotriva Danei Edita. Ședința a fost convocată într-una din zilele în care eram prezenți la Pielești și pentru că ședințele de Consiliu Local sunt publice, am vrut să participăm. Numai că prezența noastră i-a deranjat pe unii consilieri. Păi, avem și noi propuneri de măsură să vă întrerupem. Vrem ca ședința să fie puși de închise. Vrem să supunem la vot acest lucru. Cu ce e deosebită ședința de astăzi față de celelalte ședințe? Nu-mi place compania dumneavoastră. Adică mă simt cum să mă... Păi și nouă nu ne place poate compania dumneavoastră. Vorbesc cu colegul, așa. Știu că veți aduce mai multe injurii la adresa Consiliului nostru și nu vreau. Ați văzut un reportaj? Nu, am văzut mai multe reportaje. Și vă simțiți în jos? Cu reportajele dumneavoastră, adică de ce să apară în reportajele dumneavoastră dacă nu aveți motive să mă înjosiți acolo? Nu neapărat pe mine, vorbesc ca și Consiliul. Vă simțiți cu musca pe căciulă? Nu, nu mă simt. Cu nimic. Nu înțeleg. Deci cu ce v-aș putea eu înjosi pe dumneavoastră? Între consilieri locali. Bănuiesc că ăsta e scopul. Consilierul PSD, care se simte jignit de prezența noastră, supune la vot ca recorder să nu filmeze ședința. 7 consilieri votează pentru, ceea ce confirmă faptul că primarul are majoritatea asigurată. După ce s-a votat interzicerea camerelor de filmat, consilierul USR și-a asumat evacuarea noastră din sală. Ești afară, filmezi, hai! Nu sunt nebun, nu sunt permite, ești afară, frumos! Atitudinea acestuia stârnește însă o revoltă spontană. Băi, lasă-mi pace, băi! Băi, ia du-te, băi, că nu e mai comuna ta! Băi, nu e comuna ta, băi! Ia tuturor, băi! Cine ești tu, băi, de pui tu la tot? În această atmosferă tensionată, se trece la votarea celui mai important punct de pe ordinea de zi, demiterea Danei Edita. Nu te vă rușine! Primire revocarea doamnei Edita Dana Andreea din funcția de administrator la SC Apă Canal Pielești. Sunt pentru demiterea dumneaei împotriva cu ce a făcut. Domnul Trașcă, cum votați? Pentru. La scurt timp însă, procesul de vot nu mai decurge conform planului. Cu camera de filmat îndreptată spre el, consilierul care se declarase jignit de prezența noastră dă semne de ezitare.
Domnul Florian Alexandru. Dumneavoastră vă veți lua angajamentul acesta. Domnule, nu vorbim despre angajament. Noi vorbim de proiectul de hotărâre. Dar nu împotrivim. Da, mă votați. Mă abțin. Este un moment psihologic care schimbă soarta ședinței. Împotrivă pentru demitere și vreau să o felicit pentru întreaga activitate. Pe ultima sută de metri se încearcă o diversiune, revocarea Danei Dita printr-o numărare a voturilor demnă de Caragiale. Se revocă, doamne, 7, aveți 2 pentru și 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vă mulțumim. Vă mulțumim, dragi. Care este al 7-a, că n-am numărat decât 2 până acum? Aveți exact. Pentru demitere. Pentru demitere aveți Strașcă și domnul Gherasim. Da. Împotrivă. Împotriva emiterii Iuță, Deleanu, Soroca, Ganea, Călărașul, Sadodanu, Stoia. Și abținere e Florea Alexandru, John Glow, Simion și Căpioară. Bun, și care sunt cele 7 voturi pentru demitere? 7 pentru doamna, v-am spus. Deci, atmosfera tensionată continuă și în afara sălii, unde consilierul USR ne reproșează că am influențat procesul de vot și că i-am provocat palpitații. Ai alte lucruri. Aveți de luat un interviu. Citește aici, dacă era mai important un interviu de mine sau ce spun eu. Nu mai contează. Da, era mai important. Ce înseamnă? Te interesează-te. Cum? Ne pun piciorul ce ai făcut acum? Asta prin filmarea ta? Da. Ai constrâns niște consilieri să schimbe votul. Serios? Deci da. Era hotărât ca... 100%, da. Da, noi aseară avem 7 și în momentul de față a fost rând. Ei există înainte ședință. Da? E așa este rând. Da. Așa s-a întâmplat? Ce anume? Deci, era aseară... Ireal! Nu aseară! Ireal! Ce, domnule? Deci aseară... deci aseară domnule, se hotărâse ca 7 nu se votează. Nu aseară! Cine aseară, mă, vândă din aseară? Cineva, vândă aseară? Am venit aseară, consilier, ceva? Nu, alaltă ne-am întrebat. Bine! Ne-am întrebat de ședință, domnule. Așa, și hotărâse. Sunteți niște securiști. De ce? Uite, așa sunteți voi. De ce? Așa. Pe ce vă bazați? Pe tot ce filmați. Nu mai băgați seamă record. Aici e problema. Nu, da, vreau să zic, știi? Că m-am mâncat așa cu recordul, fără chemat, intenționat și oricum recordul nu vine dacă nu este sponsorizat. Dar de unde aveți informația? De unde? Pentru că așa sunteți voi toți. Dar de unde? Așa vreau eu să se insinuez. Vrei? De altceva? De așa, vreau, așa vreau să insinuez. Ați vrut transparență, aveți transparență, dar mine o să puneți actele, cum am promis. Eu sunt ok. Da? Nu, Irene, să nu mai dai niciun lac, nu-și merită. Nu-și le merită oricum.